Accidentul rutier a avut loc astăzi în jurul orei 17, pe strada Dr. Fălcoianu din Câmpul Lung. Două autoturisme s-au lovit frontal, iar pagubele materiale au fost însemnate. În urma unui apel la numărul de urgență 112, au intervenit pompierii câmpulungeni cu un echipaj cu o auto specială cu modul de descarcerare și un echipaj al ambulanței Smurt. Paramedicii au acordat îngrijiri medicale conducătorului din autoturismul Dacia Logan, dar acesta a refuzat transportul la spital. Detașamentul pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe strada Dr. Fălcoianu din municipiul Câmpul Lung. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu auto specială cu mod de descarcerare și un echipaj Smurt. Sosit la locul evenimentului, am constatat că în urma coliziunii dintre două autoturisme a rezultat o victimă de sex masculin care a acuzat dureri la piept, refuzând transportul la CPU. Pompierii militari au asigurat zona, iar strada a fost blocată pe tot timpul acesta. Ambii conducători considerau că sunt nevinovați. Unul dintre ei dădea vina pe celălalt că a mers cu viteză, în timp ce al doilea șofer îl acuza pe primul că nu a ținut banda sa de mers. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate care au fost circumstanțele în care accidentul rutier s-a produs și care este gradul de vinovăție al fiecărui conducător auto.